Severinenii care au repartitoare beneficiază de un alt fel de tratament în ceea ce privește stabilirea consumului de căldură. Acele mici aparate montate pe calorifer au scopul de a reduce costul la agentul termic dacă ținem caloriferele închise. Alternativa este ca toți să plătească la fel, indiferent de cât consumă. Perioada în care se face citirea în cazul celor care au repartitoare este de pe 25 până la finele lunii. În anumite zone ale orașului, calorimetrele sunt citite de către proprietari, iar în alte zone există societăți specializate Date care se ocupă de acest lucru. În acest canal termic se găsesc trei țevi, trei conducte. Una este turul pentru căldură, a doua este returul pentru căldură, și a treia este apa caldă, care la ora actuală în oraș nu este. Sistemul de repartitoare vine cu un cost suplimentar pentru citire și calcul, care ajunge și la 10% din factură. Dacă sistemul de repartitoare nu aduce măcar 10% scădere din consum, atunci singurul avantaj este cel ecologic. Între data de 25 și 1 ale lunii curs se face cititul consumului de energie consumat pe luna care a trecut. Procedeu. Spaietul trimite reprezentantul lor către asociație și anunță, în data de se face citirea. În cazul când nu funcționează un aparat sau proprietarul are el ideea lui că să umbli el și a făcut un scurt circuit și s-a împușcat. În asemenea situație, acea suprafață care e încălzită, că este o baie, că e încălzită, o bucătărie, că e o sufragerie sau că e un dormitor, că e așa le acolo, Cititorul scrie defect sau, mai știu eu, nu mai există. L-au luat. Suprafața aceea se calculează în paușeală. Seferinenii trebuie să știe că vor fi anunțați de către administratori printr-un document scris când va veni cititorul să preia datele pentru ca mai apoi să se calculeze regia împreună cu celelalte utilități precum apa, gunoiul sau dezinsecția.